era din nou la Paserv alături de domnul director Dughir pe veșnica discuție prețul apei. Am văzut în ultima perioadă din nou discuții că avem apa cea mai scumpă, cea mai ieftină, nu știu care studii, despre ce este vorba tehnic ca să înțeleagă toată lumea. Da, am văzut și eu în, hai să nu spun numele Puteți să spuneți, ziarului, nu este nicio problemă. monitorul care chiar nu știu de unde au luat sursa de informații, dar ce mă deranjează este că informația ajunge greșit la populație Adică cei care dau legat de... astfel de informații în presă nu se consultă și cu dumneavoastră întâi? Nu, deci a apărut fără Ok. să fiu consultat, nu știu de unde au luat prețurile. Imediat după ce am văzut că prețurile sunt date, eu pot să spun că sunt date cu tentă, pentru că au fost date prețurile la Piatra și la Suceava, prețuri real cu TVA, iar la celelalte județe au fost dat prețul fără TVA, pentru a părea mult mai mic față de prețul real. Și imediat atunci am stat și am scos prețurile efectiv la județe din jurul nostru și pot să spun că nu sunt chiar atât de departe de prețul pe care îl avem noi la apă. Ca exemplu. Ca exemplu, Piatra Neamțu, deci noi avem 4,41 cu TVA, Suceava are 4,33 lei cu TVA, Galațiu 4,36 lei cu TVA, Brăila 4,29 lei cu TVA, Botoșaniu 4,11 lei cu TVA, O secundă, și cum era, Buzău cum au fost prezente? 5,46. Păi haideți să vedem. La Piatra Neamț s-a dat prețul corect, Suceava corect, la Galați s-a prezentat 3,46 în loc de 4,36. E. La Brăila s-a prezentat 3,46 în loc de 4,29. La Botoșani s-a prezentat 3,34 în loc de 4 și 11. La Iași s-a prezentat 3,20 în loc de 3,97. La Vaslui s-a prezentat 4,98 în loc de 4,77. Deci la Vaslui s-a dat și un preț vechi și fără TVA. La Focșani, nu, la Bacău s-a prezentat 2,85 în loc de 4,30. Bacău a cerut 4,30 începând cu 1 ianuarie și urmează să li se aprobe. Deci, Buzău Eu nu a înțeleg, fost prezentat. înțeleg. La ce folosește toată treaba asta în momentul în care înrăim puțin populația? Pentru că, dumneavoastră știți părerea mea, nu apa, nu gazul, nu benzina sunt foarte scumpe, noi suntem foarte săraci. Dar la ce folosește treaba asta? Ca opinie. Nu știu, eu cred că cineva continuă o campanie care e mai veche, probabil a lăsat-o o perioadă, acum s-a gândit că ar fi cazul să mai s-o stârnească Deci, din nou. haideți să facem o empatie, ne punem în locul lor. Au ei un proiect, au o campanie, ok, fiecare îi permite Constituția să aibă propria opinie, dar la ce folosește treaba asta? Nu În folosește momentul la în care nimic prezinți... decât a înrăi populația, pentru că Nu, trebuie să fie ceva în spate. primește Trebuie informații schimbată greșite. conducerea la Paser, trebuie să vină un alt furnizor, trebuie să se Și întâmple un alt ceva. furnizor, nu știu, poate să vină Un și alt alt furnizor, ceva. dar alt furnizor aceleași probleme se va lovi. Din punctul meu de vedere, indiferent de ce furnizor este, acel furnizor trebuie să fie transparent. Și eu am căutat tot timpul să fiu transparent, să prezinte exact situația. Nu, întotdeauna mi-am asumat, când am fost pe locul 10 la prețul la apă, am spus, sunt pe locul 10. Când am fost pe locul 3 la canalizare, am spus, sunt pe locul 3 la canalizare. N-am ascuns și n-am încercat să, eu știu, să par că la Piatra ar fi totul perfect și în realitate să nu fie așa. Dar totdeauna am cerut să se prezinte exact situația clar, pentru că situația este diferită de la județ la județ. Și foarte mult depinde, nu depinde prețul apă de pierderii de apă, foarte mult depinde de producția care se face și producția este dată de partea de consumul industrial în special. Deci orașele în care consumul industriale sunt semnificative, acolo într-adevăr prețul apă este mult mai ușor sau crește mult mai ușor sau poate fi menținut o perioadă mai mare la același nivel. În curând, acum am ieșit dintr-un proiect în care s-au cheltuit sau au fost alocați undeva în jur de 100 și ceva de milioane de euro. Acest proiect, ne place, nu ne place, în Consiliul Județean a fost votată o metodologie care impunea în fiecare an mărirea prețului la apă.
Da. Ne place, nu ne place, ăsta este adevărul, aleșii noștri au votat să ne mărească fiecare an prețul la apă, punct. Acum, aplicați pentru un proiect dublu. Ca am cerut acum, da, că dublu. Dublu. 200 da. De milioane aproape. Da. Aproape 200 de milioane de euro. Ca previziune din partea dumneavoastră, directorul companiei de apă, previzionați că vom fi obligați ca să asigurăm partea de cofinanțare, să mergem în continuare cu aceste măriri de prețuri? E clar că va exista o nouă strategie de tarifare pe perioada derulării proiectului, respectiv pe 2014-2020. Cu aceeași procedură, cu trecut prin Consiliul Județean. Eu n-aș spune că aleșii au votat mărirea prețului, eu aș spune că aleșii au înțeles că pentru a putea face investiții în județ, acestea trebuie să fie susținute de un preț corespunzător la apă. Okay, e ca o garanție la bancă. Deci eu, în moment, ca să pot să fac investiții cu bani europeni, trebuie să aduc garanții, să garantez că acel împrumut sau parte de cofinanțare care are operatorul și care nu este mică, deci la ora actuală compania are două împrumuturi de 7 milioane jumate de euro, deci sunt 15 milioane jumate de euro, care se plătesc trimestrial și trebuie să fac dovada că pot să plătesc acel împrumut. Ori eu nu am bunuri cu care să garantez pentru acel împrumut, ci să explicăm mai bine. Prin practic, aici sunt mai mulți factori care se vin. Partea de care eu trebuie să, partea de cum să-i spunem, principiul solidarității, da. Prin care cei care au beneficiat acum de apă plătesc o cotă parte în tarif, acea cotă care mereu apare în strategia de tarifare cu creșterea în termen real, pentru ca și ceilalți să beneficieze de apă și canal. Acum, după POS-ul 1, practic e rândul celor care au beneficiat de POS-ul 1 să înceapă să se racordeze și să branșeze la apă și la canal, astfel încât masa de oameni care cotizează, care plătesc acea parte pentru creșterea în termen real a tarifului și care susține partea de cofinanțare, cota să fie mai mică. Altfel, prețul va crește foarte mult și va fi plătit tot de cei care au beneficiat în primă fază. E un mecanism care trebuie înțeles și care... Am înțeles în mare acest mecanism, vreau să-l explicați foarte tehnic, corect, dar foarte tehnic. Haideți să explicăm concret oamenilor. Compania dumneavoastră trebuie să facă profit foarte mare, adică să ia din buzunarul meu bani, foarte mulți, mult mai mulți decât ar trebui. Pentru a accesa aceste fonduri europene. Ca să poți să susțin, okay. Da. Vine următorul proiect de 180 de milioane de euro. Am cerut o listă de investiții de 185 de milioane de euro. 185 de milioane de euro. Cât trebuie să vină compania? Câți bani trebuie să luați de la mine din buzunar, prin prețul apei, ca să participați la această cofinanțare? Cât este cofinanțarea dumneavoastră? Deocamdată nu e stabilită pe proiectul ăsta. Aproximativ cât va trebui să aveți? Nu m-aș lansa acum într-o cifră. Nu, e va fi mai mare de 5%, probabil, partea operatorului. Deci asta e în discuție deci, acum. Deci la această sumă de 100... Dar oricum va fi... Deci când vii cu o sumă, peste o sumă existentă, deci e la clar această că... sumă care vreți să o aduceți în județul Neamț de 180 de milioane da. De euro, compania va da lejer 15 milioane de euro. Să spunem. Care 15 milioane de euro... Ne place, nu ne place, trebuie să-i scoateți profit. Da, trebuie să-i scoateți de la mine din buzunar prin prețul apei. O cotă parte prin tarif. Deci putem renunța la, dacă, de exemplu, să zicem, vrem să punem prețul la apă 3 lei, renunțăm la acești 100 de milioane de euro. Că nu mai vedem să nu mai facem investiții pe localitățile între 2.000 și 10.000. Acum etapa... Asta e, va fi. Deci dacă noi vrem în continuare să ne extindem cu rețele de apă și canal în Neamț, vrem, nu vrem, vom mări prețul apă. E clar că va exista o strategie de tarifare pentru perioada 2014-2020. Atunci, practic, ce se întâmplă? Acum e scoasă la licitație partea de consultanță. Undeva, probabil, la jumatea anului viitor, să spunem, sau hai să spunem, nu fim optimiști, să spunem anul viitor, până în final, va apărea aplicația de finanțare pentru investițiile 2014-2020. Adică acel consultant va analiza studiul de fezabilitate, îl va actualiza, din lista de investiții prioritare, acele
cea propusă de 185 de milioane, va începe să analizeze. Asta e bună, asta nu e bună. Asta... Probabil că nu va rămâne 185, va rămâne, să zicem, 150. La acei 150, făcând analiză cost-beneficiu, cu strategii de tarifare, cu tot ce trebuie, va face o aplicație finanțare care merge la Bruxelles. Noi știm aceste lucruri, dumneavoastră le știți. Eu nu înțeleg altceva. De ce cei care aruncă în spațiu public treaba cu micșoratul prețului la apă, știu și ei aceste lucruri. Știu și colegii jurnaliști, cu atât mai mult știu colegii politicieni care votează mărirea prețului la apă pentru că nu au cum altfel să aducă banii europeni. Atâta timp cât toți știm că nu se poate altfel, de ce tot în continuare apar dezbaterile astea? Eu înclin să cred că o parte care să nu se documentează și nu înțeleg mecanismul. Și merg mai pe varianta aia că prețul la apă trebuie prea mare comparativ. Deci, în momentul, depinde din ce punct de vedere judici prețul la apă. Deci dacă judici prețul la apă gândindu-te că apa e foarte aproape și că asta înseamnă că ar trebui să fie ieftină, nu știu dacă ajungi la un rezultat real. Da? Deci chiar dacă se spune că Iași aduce apă de la 50 de kilometri și noi aducem de la 7 kilometri, noi pompăm ca să ducem apa respectivă în rezervoare și de acolo cade bine gravitațional către locuințe, pe când Iașu o aduce la 50 km gravitațional. Deci costurile sunt mult mai mici. Uh-huh. Și atunci nu poți să spui că distanța față de, distanța față de sursa de apă înseamnă că și prețul e mic. E proporțional cu, prețul ar trebui să fie proporțional cu distanța față de sursa de apă. Depinde de sursa, depinde de sistemul, cum a doua, ce am spus și mai înainte, depinde foarte mult de câți consumatori ai. Deci poți să ai cheltuieli foarte mari de transport, dar dacă am consumatori foarte mulți și consum foarte, facturez foarte, foarte mult, atunci n-ar fi nicio problemă. Deci ar suporta foarte ușor, inclusiv împrumutul și partea de cofinanțare, mult mai ușor decât în momentul în care tu nu ai nimic industrie, nu ai nimic consumatori mari, producția îți cade de la an la an. Deci eu pot să spun că producția față de 2010 a scăzut cu 20%. Cât apă consumă oamenii. Da. În condițiile în care cheltuielile au crescut. Că peste tot s-a mărit. Energia electrică, gazul. Deci am preluat sisteme noi care nu sunt rentabile și care nu am consumatori pe ele, dar care îi aduc cheltuieli. Deci cheltuielile cresc, veniturile scad. Și atunci ajunge în situația în care implicit trebuie să-ți scoți din cheltuielile care le faci prin prețul apei. N-am mai mărit prețul apei din 2013. Practic sunt zone în care, de exemplu, prețul care l-avem noi în tarif, lucrăm acum în pierdere. Deci nu scoatem cât ne-am alocat în tarif la vremea 2013. Să sperăm că unii vor înțelege exact ce se întâmplă cu acești bani europeni și cu aceste proiecte. Pentru că nu prea se poate altfel, dacă nu o să fie profit, nu o să luăm. Trebuie înțeles că e un mecanism foarte simplu. Chiar acel profit, că s-a vehiculat și de-a, domnule, că scoate apasier profit ca să... Păi, dar trebuie. Dar scot profit, dar profitul ăla nu se... va ajunge. Profitul ăla nu se înțeleagă, profitul ăla se repartizează către conducere, către acționari. Profitul respectiv merge în fondul de întreținere, locuiești și dezvoltare. Deci tot profitul care se scoate se duce pe renovare și întreținere rețelii. Plus cofinanțările astea, care sunt destul de ucidătoare. Plus partea de cofinanțare. Da, deci să duci în acel fond de întreținere, locuiești și dezvoltare. El are mai multe componente, care în acel fond de întreținere, locuiești și dezvoltare, pe lângă asta să plătești și partea de fonduri europene, acele cheltuieli pe fonduri europene care sunt în favoarea proiectului și care trebuie să făcute. Deci totul, circuitul e închis. Deci nu se poate spune că din profit pleacă undeva către cineva anume. O ultimă întrebare pe care o adresez tuturor când e vorba de un preț. E apa foarte scumpă sau suntem noi foarte săraci? Eu zic că suntem săraci, chiar foarte săraci. Deci nu cred că un preț la apă... Deci dacă vrem să fim la nivelul Uniunii Europene, să ne comparăm cu țările din Uniunea Europeană, clar că va trebui să avem un preț la apă la nivelul celor europeni, dar și salarii pe măsură.
Dar ca să... eu nu pot să spun că apa este scumpă acum, comparativ cu salariile. Deci prețul la... Ca să gradul de suportabilitate se calculează în Uniunea Europeană la fel. Numai că la noi gradul de suportabilitate este 2,3%, deci asta ar însemna acum calculat la un salariu de 2000 de euro în, eu știu, în Uniunea Europeană, veți vedea că prețul de apă este proporțional. Deci pot să spun chiar că apa e ieftină comparativ cu, dacă se înțelege, deci 2,3. Deci raportul gradul de suportabilitate, de exemplu, în Austria sau în Germania, e undeva la 3%. 3%, dacă îl aplicăm în România, adică la nivelul salariului mediu din România, ar trebui prețul apei să fie undeva mai sus. Asta îmi undeva... spuneți că un metru cub de apă din Austria valorează la salariul... E raportat, metru, e raportat cât e factura raportat la salariul mediu. Da, deci e făcut comparat cu salariul, factura din Austria cu salariul din Austria, de exemplu. Să faci factura din România cu salariul din România. Eu cred că gradul de suportabilitate e mai mare, adică cota de cât reprezintă factura în salariul unui austriac este mai mare decât cota cât reprezintă factura în salariu, în cadrul salariului în România. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos pentru lămuriri. Vom veni peste o săptămână să vă întrebăm din nou, că iarăși nu se înțeleagă unii. Mulțumesc!